Nociocolomiții și bine v-am găsit într-un nou episod din Schimb de Mame, familia Căldăruș. Să sperăm că în acest episod, la fel ca în celălalt, o să avem parte de certuri, de tot felul de nebunii. Dacă n-ai văzut celelalte episoade, le găsești în playlist-ul cu reacții. Eu sunt Paul și nu stau bine în scaună. Așa, bine, hai să-i dăm bice. Să vedem ce se întâmplă în acest episod. Cât de bine gătește mămica de schimb. Ia! Yeah. E super bună la gust. Dar... ia mai mâncat gulaș, să știi. Și mai mult aduceți-mi tocăniță de cartofi. Mă, dacă n-am găsit pastă de ardei, dacă n-am găsit boiaca lumea, am făcut și eu ce am putut pe la voi. Oricum e bună, nu sunt probleme. Sunetul e absolut execrabil, adică după ce că oricum se aude foarte greu, mai urlă și ăsta micu care, ok, e simpatic, e copil, bă, dar urlă, nu înțeleg nimic acolo. Să ne fie de bine. Mersi. E potrivit de sare pe ardei, exact după gustul meu. Și am rugat mi-a aduce un ardei. Hop. Trebuie să câte și un păcat. La masă ești cea mai cald. Păi, dacă mi-e foame... În jurul mesei, tensiunile de până acum par să fi dispărut. Io, le-a făcut și prăjitură! Orgolile amândurora sunt prea mari și ei nu renunță câtuși de puțin la înțepături. Ceva mai răcuros și mai dulce nici să putea. Pentru asta te-am iertat de tot. Man, dar stai un pic, ce se întâmplă aici? Sunt prieteni? Sper pur și simplu că i-a pus o travă sau ceva acolo ca să certe. Bine, doamne ferește, adică mă refer așa, un laxativ, adică să-l doar un pic stomacelul, să râdem un pic, nu la modul că ăsta, știi? Ce-i împăcarea asta? Care așa mâncă țăranii. Trebuie să mă țept acum așa ca să ai văzut gustul un pic de amărui, dar era prea dulce, nu? Păi da. L-a scuturat, nu se pricepe, l-a gătit... La, guys... Vă auziți ce zice? La scuturat nu se pricepe. Man, what is this? E o artă a scuturatului? Adică, hai să fim serioși. Poți să scuturi eficient sau ineficient? Dacă scuturi ineficient, mai scuturi odată. Hai să... Man, pe bune! Din gulaș a ieșit o tocăniță de cartofi care doar ce fraier o nimerea. Nici măcar combina muzicală preferată a lui Noemi nu scapă de avântul. Ia! Fii atent că o mută! Eu mută! Nu se pune fil pe mobilă, nu mai încerca. Las că-ți arăt eu cum vreau să se... fac. Ei, Elena! Lasă-mă! Stai mai să te ziua atunci așa, pe oricum te las. Ia fii atent că vrea să bage firele între alea de mobilă și o să sugrume firele alea și o să-i strică alea super subțiri și sensibile. Să pui combina aici, nu? Mă, fată, dar nu așa, mă, că se strice alea, mă! Combina acolo rămâne. Nu, 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 nu. Lasă-o. Rămasă fără Nelu, Elena face tot cum vrea ea. Mută combina muzicală. Iuli, mă ajuți? Până în unitate. Dar de ce o ajută? De ce își trădează familia, patria și neamul? Că aici îți place ceva? Și te mai trezești că în ziua de azi sunt atâția copii la orfelinate. Dar uite, uite, adică pe bun... Ok, n-a fost o glumă potrivită, îmi cer scuze pe... Dar... Bine. Nu ce am discutat amândoi. Nu glumim cu așa ceva, eu acum știu, dar nu. Când scot ăsta, dau jos ăsta. Când trag ăsta, dau jos tot de combina. Păi mă trezesc cu ea jos. Oricum mă mut de aici și ăsta, nu mai hai să fac. Uite, ai văzut? De unde și de mâncare, oricum mă mut de aici și ăsta și să mâncăm o dată. Gata. Mare de viață. A fost pe sistemul, te rog eu din suflet. Tu ești femeie. Ești proastă, că, că dacă erai deșteaptă, erai bărbat, că eu nu zic acum, eu zic cum ar fi venit din partea lui, știi? E, du-te și fă mâncare, adică tu ocupă-te de ceea ce știi tu, de ceea ce ți-a fost dat de natură să te ocupi. Lasă-mă pe mine să fac chestiile astea. Traian vrea să o prezinte pe Noemi mamei lui. Așa că o duce la casa părintească, nice. La sară. Ia ce frumos e acolo, cocoș. Rămâna, au lăsat-o pe Lili, gata! Cine de aici, cu de iese, uite! Dar, mama, n-o pup pe Lili! De ce? Decă pe Lili, cine-o? Aaa, dacă tu o iubești pe noră, matare... Frumos, frumos, bine, un pic cam nezimțită că nu o pupă, dar totuși iubitoare față de nora aia, adică... Oh, nice. Las, las! Acum o iubești sau cum? Măi, e femeia ta și atât. Atât? Dar asta ce-i pusă pe ceartă așa? Și trebuie nu-i atâta schimbări din urori, ce cu voi? Haide, Stanti, că nu-i nimic. E o emisiune, mă, femeie, ce te ia așa în serios, nu? Oh, mă, ta ești cool, mă. Dar cum, dar eu... Lasă-mă, dragă, mai ce? Ți-ai ales cine alegi, așa...
Dar de ce au luat-o așa foarte în serios toată chestia asta? Trebuie să ții lângă casă și eu am ales pe tata vostru. Așa? Și mi-a fost drag și îmi pare rău după el. A fost un om frumos, cu cheltuială mare l-am ținut. Că avea... Dacă era frumos, avea și o braț subțire. Bine, mate. What was that, man? Să comenteze așa tare că eu am scris în regulamentul nou că eu fum de țigară. Eu, cine-i fata asta? Astea sunt prietenele ei? Eu sărit din pat, mi-o rupt ăsta. Efectiv m-am speriat de el, că cred că e câteodată isteric, săraca din ei, nu știu, eu nu m-aș lăsa, eu nu... Așa, nu, e foarte bună tactica asta, să o bârfești pe femeie cu prietenele ei și să... Yes, this is very nice. Nu neapărat să te ceri toată ziua cu el, cu soțul tău, dar nici așa, tot timpul. Voi cum îl cunoașteți pe Traian? Sincer, să femeie mi se pare un vecin foarte de treabă. Ce să și zic că el rămâne acolo cu el tot restul vieții lor, nu cu ea. Asta rămâne înregistrat, adică ce să și zică? Cel cu inițiativa pe casa scării. Da, exact. Ce se vede pe față cu... Marian e președintele nostru. Și așa e opera lui. Voi cum dați cu aspiratorul? Aveți un sens anume sau aspirați? Eu cred că Marian le-a învățat pe toate acolo pe scara aia cum să aspire. Ah, cum zice soțul. Eu dacă zic că dă soțul cu aspiratorul. Ce a zis că dă cum zice soțul? Bă, e jenant. E men. Câtă lipsă de personalitate. Chiar nimica. Mă, aici sunt harnici. Soții. Soți, harnici și clunțoși. Da, mă, rupe umor. Hai să vedem aici ce se întâmplă. Baia nu este destul de luminată și deci trebuie acționat în consecință. Ce vă servesc? Îmi dorești noi ceva de luminat în baie. Avem așa de pus pe perete. Și avem un cort cu neon. Așa, neon, nu, eu nu mai fac cu oamenii ăștia. Vă, terminați cu neoanele în baie, man. Terminați cu mizeria asta. Deci îi tâmpesc când văd neoane în casele oameni. Casă ce? Neoanele se pun în spitale, în săli din astea mari, în... Traian se întoarce acasă și nu trebuie să afle ce s-a petrecut în lipsa lui. Dragii mei, vine Traian. Iai! Fii atent că o bate. Fii atent că-i dă. Fii atent că-i dă. Fii atent că-i dă. O bate. O bate. Da, clar, a dispărut fumul. Deschide proastă geamul. Noemi face tot ce poate pentru a șterge urmele în doar câteva secunde. Că el n-avea cheie de la propria casă, mă înțelegi? Adică e... Dar plângă mirosul ăsta așa... Vai cât de cringe! Lasă-mă să mă simt bine, nu-i frumos față de alții. Să-mi faci observații. Atât vreau să-ți spun că te iert. Voi le vedeți pe femeile? Parcă și lor le e frică de el. Sunt în jos, nu mai zici că iară mă bate. M-a bătut acum 5 ani când am scuturat greșit covorul și m-a văzut Marian imediat. Ești un dulce. Ajunsă acasă, Elena se laudă la Nelu cu neonul cumpărat. Ia! Yeah. N-am specificat în regulament că nu-i lumină în baie. Eu consider că e lumină destulă și nu-l pun. Ți-am zis clar de la început că nu-l pun. Dar pe cuvântul meu, să spui vreodată, încercăm, hai să facem. Numai contra. Pentru că mi-ajunge, las destule, s-a făcut destule, te ajunge cât s-a făcut. O reparat destule în aceste zile, nu mai are nevoie de stres în plus. Las că e mai bun acolo cum e în baie. Ai, ce puturos ești, dacă ar fi bărbatul meu așa. Da, hai să se termina partea aia altă și a trebuit să schimb. Dacă vrei, facem astea. Tăți patru-s nebuni acum, dăm pace. Dă-mi pace, tăți patru-s nebuni. Degeaba zice, tu ești așa, dar bărbatul meu e mai bun, tu ești așa, dar femeia mea e mai bună. Tăți au defectele lor și calitățile lor. Ce-s de acasă, mă rupte și după aceea... Hai să facem asta de acasă și vedem noi și cu Becu. Ca de obicei, Sebi este afară la joacă și uită să mai mănânce. Noemi îl cheamă în casă. Sebi, hai la masă! Ia uitați-vă ce cămașă are, zici că e arbitru de la de baseball, guys! Hai, v-ați uitat la filmele alea hai, cu baseball? Hai, mă, că se răcește, eu nu toată ziua stau în bucătărie! Și dacă se răcește, mai încălzește odată mâncarea. Adică, serios,
Man, în primul rând, de ce ai încălzit mâncarea dacă el nu era în casă? A, probabil acum a gătit-o, dar dai pace că pui capacul și mai rămâne aia două ore caldă. Nu, deloc! Aia nu-s maică ta! Sebi, uite-te la mine când vorbesc cu tine! Nu vreau! Nu vrei treaba ta! Nu mănânci, când ți-e foame, vii tu! Îi aduc eu copilul, că ți-e ține deștept! Asta zic! Încăpățânată, Elena decide să pună singură neonul la baie. Măcar ajută-mă, adu-mă furubelniță. Ce vrei să faci acum, nu te înțeleg? Eu ți-am spus. Da, el i-a zis deja că nu o ajută și că nu-i de acord cu asta. Adică dacă nu-i de acord cu asta, de ce să o mai ajute? Ea e cool. Ce, ceva? Zi-mi, dă-mi alea. Tot timpul așa căpoasă a fost. Păi, trebuie să facă cineva în casă, nu? O furubelniță, în cruci, nimica nu ai. Nici la dulăpior n-ai avut. Da, ea știe ce face? Gasfetul, poate la mergi lumina în baie. Ea știe ce face? E aproape, gata. Man, cred că de asta există electricieni, ca să nu murim electrocutați în baie ca proștii. Ai văzut? Ha. Elena știe să se descurce singură. După ce face rost de cele ce-i trebuie, totul merge ca pe roate. Guys, efectiv avea și băr mașină. Eu sunt șocat de-a dreptul. Eu nu am așa ceva și nici nu știu să folosesc. Adică, am văzut pe alții folosind, nu pare prea complicat, da, parcă totuși nu m-aș băga eu. Nelu? Da. Adică aprende respect lumina. Ei, sincer, și rușine. Uite mie. Uite ce frumos, cu mizeria. Ce-i cu ea? Cine o face? Vai, urâtii albastru ăla acolo. Traian a plecat la serviciu, e în tura de noapte, spre marea bucurie a lui Noemi, care își poate face treaba în liniște. Sfârșit, am apucat și eu singură. Acum mă simt bine. Bine că s-a dus la lucru. Nu mă pot simți, domnule, în largul meu. Ăsta e ca un șarpe, ca o viperă. Tot să vadă unde am pus, ce am făcut, ce da, mi-am făcut. Da, să știi că e așa. Cred că și ea e fericită când e la servici. Părerea mea. Auzi, să pun, cum zice el, oi, pupa mare. Bun, în câteva momente, ziua 7. E ziua aia finală când își reproșează și se ceartă între ei. Dracu. Și își reproșează Traian, chestii. Într-adevăr, dacă îl lași să facă ce vrea, e bine cu el. Mi-a tot nu mi-am vrea ce mă dacă el. Aștept să văd iernul tu. Așa cum e de micus, dar aștept. Mi-e dor de tot ce e meu. No, hai, hai acasă, ni. Să-mi iau și eu hainele, să mă îmbrac, să fiu frumoasă pentru soțul da, meu. Da, adevăr e că bluza e superbă, e cea mai frumoasă. În sfârșit. Drum bun. Și fără cale bătute, că dragul una de nu te vezi. Na bun. Mai să vorbiți, da? Da. Iai, vai de viața mea, ce e asta, mă băiatule? Ce-i cămașa aia? În primul rând, de ce cămașă cu mânecă scurtă? Că mășile cu mânecă scurtă nu sunt făcute ca să le porți la costum-ish, gen, în sensul, în fine, că și cravata și vesta aia, vai de viața mea, efectiv, iertați-mă acum, dar am impresia că urmează să servească mâncarea la o nuntă de romi. Na, sincer. Captene, venim. Dar se asortează cu nevastă sa, că și are bluza aia roșie cu negru. Bun, hai să iai, în Borsec. La jumătatea drumului, la Borsec. Ia, ce fel. No, dar luați-vă o cameră, ce v-ați înflăcărat așa? Ia. Uite meu. Bineînțeles. Galben. Ești gelos? Auzi, dragă, ești gelos? Tu ești foarte curajoasă, n-ai plăcut. Să-l ai cu băieții și acolo. Eu, același. Hai, mică, să te văd. Da. Băi, mi-e foarte bine. Mă bucur. Nelu, pare bine. Chiar abia aștept să se bată sau ceva. Pentru să ții ia florile la cuică. Și florile mele. Cei patru rămân la o oră de Belfast. Noemi și Elena au ocazia să se întrebe pentru prima oară. Zi cât e ala de bulangiu, zi cât e ala atât de proastă, zi de măsa, faci ceva. Da, soțul tău, nimic nu face, nimic, nu mai comentează. Nu pune o lingură pe masă, o furculiță. Eu mi-am făcut fată să mă ajute, nu bărbază mă. Iulie, scumpă, numai că nu vorbești cu ea.
Adică nu... Nu comunică? Nu comunică cu ea. Atunci dacă vorbim de copii, și eu pot să zic. Da, și eu așa cred că eu mi-am crescut bine, fata. Nu, ați crescut-o bine, dar bine, tu ești acasă toată ziua. Deci ești atât de plec și eu la servici. Păi până pleci, mai ai. Nu vorbești mult cu ea. Voi observați că ei doi sunt un fel de translator. Zici că era asistent manager. Deci domnul antrenor, deci aici tactica, deci nu domnul patron nu v-a zis că ați greșit. V-a zis doar că n-ați implementat-o corect. Nu, și mai stau și se mai ceartă? Să sperăm că va fi o relație frumoasă între noi. Mai departe. Dar eu tot nu mă las. Hai mă și cu mine, chiar dacă nu... Chiar dacă-i scorbi. Ăștia doi dacă mai stăteau încă o lună ceva la un moment dat, se combinau. Bine, dacă nu erau căsătorici, nu știu ce căpare așa, că s-ar fi luat la bătaie. Și ăștia las doi, auzi, ce prietenie, ce de astea. Dă-i mă pace, că ăștia nu o să mai vorbească în veci unii cu alții. Ia, s-a întors acasă. Eh, tu, ce cosa? Să știi că Noemi ne-a pierdut papagalul. Vi l-a omorât, practic. L-a lăsat să stă și la sălbăticii, a murit. Nu ai spus să-ți cumpere altă? Elena e nemulțumită de cum își găsește. Bine, sincer, da, asta ar fi trebuit să fac. Asta așa ar fi fost corect. Pasa. Mă sfinte. Lasă, Dumnezeu, ce curățire am de făcut o săptămână. Nu lasă, că așa stai acasă toată ziua. Ia-ți cum o contează bucătăria. Vase nespălate. Ce-i cu femeia asta? Să vezi acolo ce nimica nu fac. Păi da, mă, fată, dar tu ești toată ziua acasă. Acum, serios. Na, nu... Bine, nu încerc neapărat să găsesc scuze, cer că toți sunt greșiți aici. Dar e gen... Bine, nu neapărat greșiți, pur și simplu diferiți. Adică fiecare om are defectele sale, știi? Dar ei văd numai defectele celorlalți. Ați stricat! Nu și le văd și pe ale lor. Comentarii de... Păi el nimica nu face. Pentru mine a fost o experiență, zic eu, constructivă. Adică am văzut și partea elaltă, cei ce-i și la mine. La mine înveți să apreciezi ceea ce ai. Ceea ce bine. Ia! Ce frumos! Dragă mami! Unde următorul? Că nu poți să intru în perete. Hai, deschis! Ia ce bine! Fix la ușă, la intrare, să știe toată lumea că e ca la nunțile alea absolut... E așa ciudat când vezi... Știți nunțile alea din anii 2000? Când se puneau baloane și tot felul de alea cringe. Adică sunt și de alea faine în care poți să pui flori drăguțe și nu, adică să nu fie cringe. Dar sunt și alea în care... cu hârtie de aia creponată și știți, la intrare în bloc și cu dealea. Nu, așa am impresia că i-o făcut. Pe Noemi o așteaptă tot felul de surprize. Uiuliu, mă! Nu, ce bine că v-ați împăcat! Mie-mi pare rău că n-a fost pe scandal în episodul ăsta. Nu o făcește ce acum. I-o făcut și... Da... Acum, iertați-mi glumă proastă, vrea să facă dragoste cu mama ei acum sau de ce eu am făcut toate surprizele astea romantice? Vă rog să mă iertați, că știu că-s dobitoc și m-am dus într-o zonă tâmpită ca glumă și nici măcar nu e amuzantă, dar... No, sincer acum. Ambrușa! Pentru puiul meu, Noemi. Dar cine-i Noemi? Ce mai tare? A, nu, e din partea lui pentru ea și... Are sens acum. Sunt foarte prost, așa-i? Gen, el i-a zis fetei sale să facă asta mamei și... Da. Tot viața mi-a dezvăluit multe, multe înțelesuri. Experiența aceasta înseamnă mult pentru mine. Lipsa ta din viața mea, chiar și pentru o perioadă scurtă, mi-a lăsat un... Bă, nu-s greșele aici, gramaticale? Man... Respect, tati! Bine! Hai că s-o terminat și toată lumea e fericită. De experiență, efectiv un tin. În primul rând nu puteam să-mi găsesc locul în apartamentul ăla, deci foarte mic. E un delay între voce și... Mă sufoca efectiv omul ăla, mă sufoca. Mi-a lipsit... Ia, stai! Ce legătură? Comportamentul, dar Iulia...
și-a schimbat bine comportamentul. Iulia a rămas neschimbată. Ok, mi-a dar Iulia era o fată scumpică. Nu s-ar mai întoarce acolo. De la Traian nu a avut nimic de învățat. Ea spune că acesta se gătea mai mult decât o femeie. Nelu a spus că ar repeta experiența cu o singură condiție, să nu-i vină o mămică tot din Moldova. De ce cu rasismul ăsta? Adică faptul că era din Moldova nu însemna că era neapărat, erau ei mai ciudați, dar nu cred că... De ce asta cu regiunile? Elena spune că în această săptămână Traian s-a apropiat mai mult de Matei. El a văzut ce înseamnă o gospodărie și un copil mic. Traian credea că soția sa bravează uneori și a dat seama că s-a înșelat. În ciuda certurilor, a comunicat bine cu Noemi, deși aceasta era împrăștiată. Cele două familii au rămas prietene. Noemi i-a invitat pe cei din Suceava la Iernut, spunând că ea nu mai calcă în Moldova. Da, au o problemă gravă cu Moldova, ok. E bine că s-au împăcat, a fost funny-ish. N-am fost wow, nu ne-am prăpădit de râs, dar au fost momente bunicele, ca așa în viață. Cu swish-uri, coborâșuri, rollercoaster, metaforă. Hai, bine, vă mulțumesc pentru alte sugestii, vă aștept pe Instagram. Unde vă aștept numai ca să-mi scrieți mesaj. Puteți să-mi dați follow pe Instagram, nu postez chestii legate de... YouTube acolo, adică e mai mult personal, știți? Adică e... Dar mai ținem legătura, prieteni, știți? Că eu citesc toate mesajele, chiar dacă nu răspund la ele, dar chiar le citesc și mă uit la tot ce îmi sugerați. Și la alea bune chiar le salvez tot timpul și la alea care se poate. Că sunt la care reacționez și după ce le urc mi le blochează și... Eu filmez mult mai multe decât de fapt postez, numai că nu toate reușesc ăsta. Dar bine, prieteni, vă pup, ne vedem data viitoare, aveți grijă de voi, numai bine. Yeah, I was building on a lecture. Verses coming daily under pressure. Working on a plot and a scheme. The true star trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one shot for the kill. The breeze cut freeze up. Straight drop in the chills. I'm talking taking over pieces and shares of all big sky high. Check the movement is here, yeah.